Deci, conform hotărârii articolului 81 al aneatului 1, adunarea generală este constituită din 49 de academicieni, membri titulari ai Academiei Științe, și 32 de membri corespondenți. Deci, în total, 81 de membri. La sesiunea curentă lipsesc următoarele persoane. Din motive de sănătate, academician Svetoslav Moscandenko, academician Alexei... Moscandenko, academician Pavel Vlad, membru corespondent Vasile Babuc, membru corespondent Evgeni Lvovski, membru corespondent Valentin Musteață, membru corespondent Petru Paton, academician Andrei Timuș, membru corespondent Vulpe Nicolae, membru corespondent Zota Ieremia, membru corespondent Gaidri Constantin, membru corespondent Bilețchi Nicolae, academician Andronati, academician Bostan, membru corespondent Moldovan, academician Iona Babin și academician Alexei Simașchevici. S-a prezentat. Așa, deci, în total, bolnavi sunt 15 persoane. La capitolul bolnav și de acum opinia dumneavoastră, acancean Ieșanu a anunțat că este bolnavă soție și în cauza asta nu poate să se deplaseze. Și eu ce loc. Deci 16 persoane, eu nu știu ce fac pe domnul Ieșanu. Dacă ne includem, unde este acancean? Deci, din motive de boală, în felul acesta, lipsesc 17 persoane. Sunt plecați în deplasare peste hotare. Acancean Serafim Andrieș, acancean Iurie Reabuchie, membru corespondent Hadrâncă Ionu. Asta așa lucrează, așa lucrează secretarii științifici a secțiilor. Eu prezentat. Orică nu cunoști membrii Academiei, orică... Bine, mai departe. Membru corespondent Hadrâncă Ion, membru corespondent Certan Sergiu, și atât. Deci trei persoane sunt... Și Lupașcu. Și Lupașcu, Mihail, da? Kiev, da. Tudor. Tudor Lupașcu, nu, Mihail de-am de mult, da. Deci... Aflați în deplasare oficial, vă rog, sunt atenție, patru atenție. Persoane. Așa. Din motiv de domiciliere peste hotarele țării, tradițional acancean Ion Druță, acancean Arcadie Ursu și acancean Isaac Bersucher. Trei persoane. Deci, în total, din motive obiective, la sesiunea de astăzi lipsesc 24 de persoane. Din 81. Din 81. De tot înseamnă câte? Aceasta înseamnă 57 de persoane. Din 57 de persoane... 81 minus 24, 57 de persoane. Din 54 de persoane s-au înregistrat în sală, sunt prezenți 51 de persoane. Deci, în principiu, dacă considerăm personalul scriptic 57 de persoane... De ce 51? Pentru că cei ce dumneavoastră a spus că nu sunt înregistrați, au spus... I-au înregistrat, domnul președinte. Reabuchie. 51, toți sunt înregistrați, domnul președinte. Tot 57 sunt înregistrați. Deci 51 de persoane. 57. Uitați-vă, datele... Așa. Încă o dată. Secția medicală a raportat 6 persoane înregistrate. Vă rog să confirmați, domnul Cășlaru. Domnul Cășlaru. Secția științe ale naturii și exacte au confirmat 20 de persoane. Vă rog frumos să confirmați. Doamna secretar general, eu vă rog, deci poftim spune și pe urmă. Deci conform listei semnate de către membrii care au intrat în sală, la secția științe ale naturii și exacte sunt înregistrați 20 de persoane, 20 de membri ai Academiei. 21. La secția științe umaniste și arte s-au înregistrat 7 persoane. Iată, domnul Acancean.
doamna Șlehtițchi v-a înregistrat. Așa? Nu, domnilor, eu vreau să spun că două treimi nu din ce din 81, două treimi din personalul scriptic. Deci înseamnă că cei trei care sunt peste hotar, acei care sunt cinci în deplasare, de-am aceștia trebuie de scos din personalul scriptic. Așa că chiar 51 tot sunt două treimi. Dar mie mi se pare că sunt mai mulți. Asta este, de exemplu, câteva persoane care dumneavoastră a spus că nu sunt înregistrate, de acum s-au înregistrat. El era pus la număr, era de dimineață. Deci, încă o dată, cât sunt? Deci, în total, 51-52 persoane sunt prezente în sală. Deci, iată, stai puțin, iată este care a înregistrat. 55 de persoane, el spune că sunt înregistrate. 55 înregistrate, din 57 disponibili. Deci, înseamnă că încă o dată, eu vreau să vă explic. Liniște, vă rog. Deci, cum se organizează, de mult a fost adunări generale și de aceea deci, există această gălăgie. Deci, două treimi din personalul scriptic. În personalul scriptic, deci, în sens că trebuie de făcut, trebuie de minus din 81 cât suntem noi membri Academiei, în primul rând, v-am spus, cei peste hotar 3. Cât sunt deplasare? 4 în deplasare sunt 7. Și cât sunt bolnavi care nu pot să vină? 17. Deci, 17 sunt 27. 24. 24, 81 minus 24 sunt 57. 57 este personalul scriptic. Din 57 se socoate două treimi și jumătate și mai departe, dacă merg la voturi. Deci, din 57 s-au înscris 55. Este cu mult mai mult decât două treimi. Propuneri? Începem adunarea. Eu vă mulțumesc că luați loc. Eu am spus să aranjez aici scaune ca conducerea Academiei să se așeze aici în față. Ce spuneți dumneavoastră, domnule? Nu suntem prea mulți. Da. Asta a fost ideea, cum spune doamna Cancian, să eliberați locurile pentru ca în locurile dumneavoastră să stăie Cancianii la masă. Da. Dar cum dumneavoastră doriți, pentru că noi suntem aici o familie și suntem împreună. Vă rog, locurile dumneavoastră sunt aici în față. Da, membrii Academiei. Treceți aici și domnul vicepreședinte trece și dumneavoastră, așezați-vă toți aici. Dar dumneavoastră, domnul Cătian Bologa, ședeți, stați aici, ședeți. Acum, stimați colegi, deoarece noi ne-am clarificat cu prezența, în sfârșit, da, cu ordine de zi. Se propun două chestiuni la ordine de zi. Prima este prezentarea deci unei alocuțiuni care a fost expuse o săptămână în urmă la Summitul Mondial a Apelor în Budapesta, Știința și Inovarea, Paradigma Dezvoltării Sustenabile. Și a doua chestiune legată de modificările cu privire la regulamentul de alegeri a membrilor Academiei. Aceste două chestiuni au fost propuse de biroul, deci Consiliul Suprem. Dacă dumneavoastră aveți alte propuneri, poftim, le discutăm. Dacă nu, atunci propun să aprobăm această ordine de zi. Eu vă mulțumesc. A doua chestiune în privința timpului. Deci, eu rog să-mi dați 20 de minute. Pentru prima chestiune, în jurul la 20 de minute. A doua chestiune va fi prezentată de domnul prin vicepreședintea Canceanu Ion Tighineanu. Considerăm că 15 minute, mă rog, o să vedem, dar 15 minute se propune pentru această prezentare, eu am vedere, pentru discuția poate să fie mai delungată. Și facem tot ce posibil ca într-o oră, maxim o oră jumătate, să terminăm ședința cu bine. Așa e? Cu rezolvarea, deci, a problemelor care noi astăzi o să le audiem. În ce își privește prima chestiune, eu consider că noi nu o să primim nicio decizie.
E o chestie legată de faptul că prezentarea care a fost deci făcută de mine la acest forum mondial, vreau să spun că la acest forum mondial a apelor a fost prezent 6 președinți ai unor țări și 30 de prim-ministri și miniștri, laureați a Premiului Nobel, mari specialiști din domeniu, fondații diferite, societăți, asociații internaționale. A fost un forum extraordinar și datorită și faptului că problema apelor este o problemă, deci, atât de stringentă cât și importantă. Mie mi-au acceptat ca eu să prezint această locuțiune Știința și inovarea, paradigma dezvoltării sustenabile din numele Academiei de Știință a Moldovei pentru a informa comunitatea internațională și cea europeană despre activitățile care se fac în Republica Moldova, atât în domeniul administrării științei, cât și în domeniul unor sectoare foarte importante de cercetare. Locuțiunea mea a fost formată din două părți. Prima parte a fost mică, de 3 minute, deoarece se vorbește despre apă. Am prezentat situația în Republica Moldova, și anume că Republica Moldova se află în bazinul a două râuri, este bogată în ape și mai ales în ape de tranzit. Până la 90% din apele Republicii Moldova constituie apele de tranzit. Sigur că am spus-o într-o glumă, că noi până astăzi atâția ani trăim în această regiune, nu putem utiliza efectiv apele de tranzit și tot timpul încercăm să ne băgăm în pământ ca să scoatem apele cele de sub pământ care s-au format de mii și mii de ani. Și aceasta este o greșeală în general, atât ecologică, politică, cât și economică. Dar cu asta am terminat și am spus că noi suntem foarte, avem speranță că vom rezolva problemele noastre. Dar problema care eu am prezentat-o și am fost invitat de către acest forum pentru a vorbi poziția noastră a Moldovei și mai ales că noi suntem, eu am rugăminte, dacă dumneavoastră vorbiți, eu tac. Și facem așa. Dumneavoastră vorbiți, eu tac, facem pauză. Eu vorbesc, dumneavoastră tăceți și lucrăm. Că apoi nu o să ne auzim unul pe altul și atunci nu o să înțelegem pentru cine am adunat. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să prezint acest raport. Care, vreau să vă spun foarte sincer, a stârnit un val de discuții, de aceea și am hotărât să-l prezint și dumneavoastră, un val de discuții și în alte aprecieri, în rândul președinților, primilor miniștri, miniștrilor și ședinților de academii care deci, au participat la această ședință și toată lumea pe care îi vizează această importantă paradigmă a secolului 21, a dezvoltării sustenabile prin știință și inovare. Noi, cu dumneavoastră, membrii Academiei de Științe a Moldovei, ne-am consacrat acestui deziderat, mai ales în ultima vreme, și adesea nu am fost înțeleși de societate și poliție. Analiza pe care vă prezint va demonstra că dacă Moldova avea să investească constant în știință, așa cum a făcut-o în anii 2004-2009, avea să fim acum la nivel de dezvoltare a statelor europene. Când o să vă opriți, dumneavoastră, eu o să încep, nu știu cine vorbește, pentru că... Da. La fiecare etapă a evoluției, oamenii au recunoscut importanța apei, ceea ce am încercat să arăt și eu acolo, în viața lor și au înțeles necesitatea ei pentru existența proprie. Mie personal îmi place expresia spusă de Leonardo da Vinci. Apa este motorul naturii, veturale din natura și sângele pământului. La fel ca și apa pentru natură, știința pentru societate și ea este motorul dezvoltării umane. În următoarele slide-uri
voi arăta cum influențează știința dezvoltarea sustenabilă a țărilor. În primul rând, ce este dezvoltarea sustenabilă sau durabilă? Dezvoltarea sustenabilă reprezintă procesul de asigurare. Ea a fost expusă, în primul rând, pentru prima dată, ca un concept legat de dezvoltare economică și protecția mediului. Deci, încă o dată, ea reprezintă procesul de asigurare a dezvoltării umane prin susținerea abilității sistemelor naturale de a contura să furnizeze resursele naturale și serviciile ecosistemice de care depinde economia și bunăstarea societății. Gro Harlem Brundtland este autorul acestei concepții. A fost în anul 87 președintele Comisiei Organizației Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare. Actualmente, dezvoltarea sustenabilă este orientată pentru soluționarea a 17 probleme majore. Deci aici se vede pe slide, a fost deci, prima strategie până în 99, a doua strategie de dezvoltare sustenabilă până în 2030. Deci aceste probleme, 17 deci, probleme a umanității, în care intră lupta contra sărăciei, sănătate, educație, cunoaștere, mediu, deci mai multe și mai multe foarte importante priorități. Comunitatea științifică a fost mereu implicată în procesul de asigurare a dezvoltării umane. Vreau să menționez că în 1992, membrul Academiei de Științe Ion Diediu a condus delegația Republicii Moldova la Congresul Mondial dedicat dezvoltării durabile. Iar în 2002, în calitate de ministru al mediului, eu am participat la Congresul Mondial dedicat dezvoltării sustenabile de la Johannesburg, unde am prezentat poziția țării noastre față de acest deziderat. Ca și atunci, și membru Academiei Diediu și eu, am pledat pentru consolidarea dezideratului dezvoltării sustenabile cu cel al dezvoltării unei societăți bazate pe cunoaștere, sprijinirea dezvoltării centro-intensive. În cele ce urmează, vă voi încerca să demonstrez valabilitatea dintre această interconexiune, știință și dezvoltare umană. Pentru a monitoriza procesele de dezvoltare socioeconomică în diferite țări, o comisie specială a Organizației Națiunilor Unite a elaborat o metodologie de calculare a indicatorilor cantitativi ale acestor procese. Acest indicator se numește Indexul de Dezvoltare Umană, HDI. Ce este HDI? Indexul uman de dezvoltare HDI include sănătatea populației, nivelul educației, nivelul dezvoltării economice, PIB-ul per capita, ținând cont de paritatea puterii de cumpărare. În fiecare an, UNDP calculează valorile HDI și publică raportul de dezvoltare umană. Conform acestui index, toate țările din lume sunt divizate de Organizația Națiunilor Unite în state cu o valoare foarte înaltă a indexului HDI, Norvegia, Australia, Elveția, Danemarca, Germania, Statele Unite, Canada, Japonia. Cu o valoare înaltă, România, Uruguay, China, cu o valoare medie, Moldova, Egipt, Gabon, Indonezia, India, cu o valoare scăzută, Kenya, Nepal, Pakistan, Nigeria, Afganistan. Pe slide puteți vedea cu o valoare verde, închisă țările cu o valoare, deci cu o valoare verde închisă țările cu o valoare înaltă, foarte înaltă, a indexului HDI, verde înaltă, galben mediu și roșu scăzute. Se știe că modelul informațional al științei este bazat pe analiza centometrică. În acest model, știința este percepută drept un proces informațional global. Pentru a calcula indicatorul cantitativ, indicatorii cantitativ al dezvoltării științei, SDI, este utilizat cu raportul dintre cota contribuției a unei țări la procesul științific global, raportat la cota populației a unei țări din totalul populației lumii. Iată aici este formula. SDI este egal cu cota de contribuție a cercetării în plan global, PES, și cota populației a unei țări față de populația globală
copii cu indicele aici. Scopul prezentării a fost de a arăta conexiunea dintre dezvoltarea umană HDI și nivel de dezvoltare a științei SDI în statele membre ale Uniunii Europene și țările din spațiul post-sovietic. Ca să vedem cum aceste grupe de state au folosit știința și inovarea pentru dezvoltare. Asta a fost, practic, esența și totul ce a impresionat lumea care a audiat această prezentare. Pe slide puteți observa cu roșu unde se situează țările CSI și cu negru unde se situează țările membrii Uniunii Europene. Legătura lineară de pe grafic poate fi prezentată pe următoarea ecuație matematică, care este deci aici de culoare albastră. Este evident că legătura dintre nivelul de dezvoltare socioeconomic și dezvoltarea științei este caracteristic pentru aceste două grupuri de țări, Uniunea Europeană și CSI. Totodată, extinția acestei interacțiuni și a indicatorilor propriu-zis este în esență diferită. Din rezultatele prezentate pe slide este clar că dezvoltarea științei determină nivelul de dezvoltare socioeconomic. Trebuie să remarc că dezvoltarea economică a societății influențează direct nivelul de sănătate și a educației a populației. Dinamica schimbării gradului de influență a științei asupra nivelului de dezvoltare socioeconomică a țărilor CSI și Uniunii Europene este divizată în două curbe. Una cu roșu țările UE și negru țările CSI. În ambele cazuri există o corelație a indicatorilor. Trebuie de menționat că această corelație reflectă prezența a unui feedback pozitiv în sistem. Nivelul de dezvoltare socioeconomic este influențat de nivelul de dezvoltare a științei și la rândul său influențează asupra nivelului de dezvoltare socioeconomic. Este evident că catalizatorul acestei corelări sunt investițiile în știință. Impactul finanțării științei este reflectat începând cu anul 2000, cum se vede în acest slide. Pentru spațiul post-sovietic, raportul dintre SDI și procentul din PIB pentru, alocat pentru știință este liniar, pe când pentru țările UE este liniar. Pentru țările UE este exponențial. Deci această dimensiune progresează deci exponențial. Este foarte important. De ce? Motivul progresiei lineare și exponențiale a gradului de influență vreau să vă arăt, să spun aici. De ce din 2000 această diferență se observă? În 2000 a fost deci summitul la Lisabona, unde Uniunea Europeană a primit o decizie ca toate țările să finanțeze deci știința până la 3% din produsul intern brut și să contribuie la investițiile care trebuie să le efectueze sectorul privat în cercetare. Și lucrul ăsta a început să se efectueze și iată rezultatul îl vedem. Motivul progresiei lineare și exponențiale a gradului de influență a științei asupra dezvoltării socioeconomice a celor două grupări este legat de sursa finanțării științei. Pentru spațiul post-sovietic, principala sursă a finanțării științei este guvernarea sau statul. De exemplu, în Rusia, 73% din totalul cheltuielilor pentru știință este acoperit de guvern. În țările cu un grad înalt de dezvoltare științific și tehnologic, cum vedeți în acest slide, cu mai mare de 5, deci cu indexul SDI mai mare de 5, se alocă, deci din partea, se alocă pentru finanțare aproape 3% din produsul intern brut. Guvernul, de regulă, este principalul investitor, alături de sectorul privat, care este stimulat de către guvern, de către stat, să investească în cercetare. Cazul Israelului este extrem de relevant. Finanțarea științei în Israel este de 4% din produsul intern brut. Doar 14% din această valoare este contribuție de la bugetul de stat.
iar 86% reprezintă investițiile sectorului privat. Cine cunoaște deci, situația în Israel? Deci, întreprinderile sau privații care investesc în cercetare sunt scutiți completamente de impozite. Prin contrast cu țările post-sovietice, Israel este, vreau să vă spun pentru noi, un exemplu pozitiv, fiindcă în spațiul post-sovietic cheltuielile pentru cercetare reprezintă mai puțin de 1%, iar majoritatea dintre țările noastre au finanțare de la 0,1% până la 0,4% din produsul intern brut și în proporție de 80-90% sau chiar și mai mult din partea bugetului de stat numai. Datorită faptul că știința, în deosebire cea fundamentală, necesită tot mai multe investiții, acestea de regulă în toate țările sunt asigurate de către guvern, iar implementarea inovațiilor este de regulă lăsată în grija sectorului privat. Astfel, în perioadele de dezvoltare normală a unei țări, interconexiunea acestor procese este asigurată. Deoarece știința furnizează procesul inovațional rezultate pentru implementare, care asigură cu sprijin și finanțare înapoi știința. În perioade de criză, prin care trecem noi, mai ales țările post-sovietice, din păcate, această conexiune este ruptă, iar drept consecință se reduc drastic oportunitățile oferite de știință pentru ieșirea din crize, inclusiv cele pentru inovare. Ne aducem aminte ce s-a întâmplat în Europa când a trecut prin criză. S-au tăiat deci finanțările la mai multe sectoare și s-au majorat finanțările în sectorul de cercetare. Și s-a întâmplat la noi. S-au majorat finanțările la celelalte sectoare și s-au tăiat finanțările la sectorul de cercetare. Dezvoltare sustenabilă și globalizarea. Globalizarea, cum se știe, este consecința revoluției științifico-tehnologice și a crizii pe care acest proces l-a generat. La Conferința Mondială a Științei, care a avut loc în Budapesta în 1999, intitulată Știința pentru secolul 21, noi obligațiuni, a fost lansat un deziderat nou, pe care îl putem considera valabil și acum, și anume, cunoașterea științifică a devenit factorul cheie în producția bunăstării. Totodată, distribuția acestei cunoașteri, dar și a bunăstării pe care o creează, a devenit mai inechitabilă. Cei săraci, oamenii sau țările, sunt diferiți de cei bogați, nu doar prin faptul că dețin mai puțin avuție, dar și prin faptul că ei sunt excluși de la procesul de producere sau de beneficiere a realizărilor cunoașterii științifice. Datele analizate demonstrează clar intensificarea rolului științei în dezvoltarea socioeconomică a unei societăți. Acest deziderat ne conduce la concluzia că în mileniul 3 știința va deveni nivelul de nivelul de bunăstare, sănătate, prosperitatea unei țări, dar și locul acesteia în sistemul global. Acele țări care nu vor folosi acum știința și inovarea vor rămâne sărace mult timp, poate pentru totdeauna. Vor deveni numai piață de desfacere și piață ieftină a braților de muncă. Deoarece costurile pentru dezvoltarea științei în fiecare an vor crește și bugetul acestor țări sărace nu va mai avea bani ca să utilizeze cercetarea pentru dezvoltare. În lumina concluziei prezentate în ultimul slide, este extrem de important de constatat că pentru țările mici, problemele științei nu mai sunt naționale și regionale. Ele sunt internaționale. Pe arena internațională, dezvoltarea științei fundamentale și aplicative, soluționarea problemelor prioritare precum sursele alternative de energie, problemele de mediu și ale vieții, etc., sunt soluționate în cooperare. De aceea, este extrem de important de privit știința în context internațional și anume din acest considerent am realizat asocierea la spațiul european de cercetare. Rezultatele asocierii le puteți vedea pe acest slide.
Numai în PC7 am prezentat 338 de propuneri și am câștigat 58 de proiecte, am plătit cotizațiile noastre de 1.300.000, am beneficiat, am adus în țară 4.800.000, deci diferența este de 3.500.000. Deci 3.500.000 practic a fost profitul științei pentru țara noastră în programul PC7. Acum suntem activi și în programul, suntem unii din cei mai activi din parteneriatul estic și din Balcani în programul Orizont 2020. Nu trebuie să subestimăm impactul pe care l-a avut asocierea la programele europene pentru știința noastră, dar și pentru dezvoltarea țării în întregime. Aduceți-vă aminte de corelația pe care am prezentat-o inițial, anume știința contribuie, anume știința contribuie, deci la noi am contribuit, deci încă o dată, anume știința contribuie la creșterea dezvoltării statelor, iar prin impulsionarea cooperării științifice noi am contribuit la dezvoltarea acestui deziderat și la dezvoltarea socioeconomică a țării. Această asociere a fost pasul salvator pentru comunitatea științifică a țării noastre, fiindcă alături de partenerii de peste hotare am consolidat masele critice de cercetători pe care dumneavoastră le conduceți în domeniile în care deci, noi avem performanță și am conservat aceste performanțe și aceste capacități. Pe slide puteți vedea cooperarea științifică pe care o are Republica Moldova sau Comunitatea Științifică a Republicii Moldova cu partenerii noștri, deci este și cu partenerii noștri europeni. Uitați-vă, avem 38 de participări a cercetătorilor din România în proiectele noastre, 25 din Elveția și participări mai modeste cu țările post-sovietice. În toți acești 25 de ani de existență a Republicii Moldova am fost marcați de provocări și crize. Lucrul ăsta îl cunoaștem, l-am trecut fiecare dintre noi și l-am simțit. Care, evidente, au lovit și în știință. De-abia spre 2004 am reușit să redresăm situația în acest, și acest fapt a fost resimțit. Din păcate, dacă dumneavoastră vedeți pe acest slide, iată unde noi am fost. Am fost în Ministerul Economiei. După aceea am mers în jos. Ne-am speriat că distrugem știința și repede am cerut adem în Ministerul Educației. Am continuat cu aceeași viteză să mergem, să degradăm în jos. După aceea, dacă vă aduceți aminte, am hotărât să formăm o agenție sau un departament, un consiliu în cadrul guvernului. Și iată, în această perioadă, deci, s-a oprit degradarea. Și în 2004, după ce noi am aprobat Codul Științei și Inovării, am avut o creștere și toți am simțit-o în laboratoare, în cercetări, în finanțări, în salarii și așa mai departe. Și am avut, din păcate, a fost un impact negativ care noi am încercat la 0,4 puncte să-l oprim. În această perioadă de 12 ani, în care Academia de Știință a oferit infrastructura pentru managementul științei naționale, am obținut rezultate bune, cu care ne mândrim. Am creat un sistem de cercetare condus de însuși cercetători în baza performanței științifice. Am asigurat condițiile pentru valorificarea experienței academicienilor, savanților afirmați, precum și a elanului creator a tinerilor. Salariul cercetătorilor a crescut în această perioadă de 7 ori. Indemnizațiile pentru deținătorii de grade științifice a crescut de 8 ori. Bursele pentru doctoranți s-au majorat de 6 ori. Finanțarea universităților a crescut de 10 ori. Unele universități n-au avut finanțări, dar în această perioadă au primit finanțări și noi ne bucurăm că s-au găsit cercetători performanți și în aceste universități și noi o să continuăm mai departe să susținem universitățile. N-are importanță în ce situații se va afla Academia de Științe. S-a creat centre și laboratoare noi în universități. Tinerii încadrați în cercetare au crescut de la 7% până la 30% din totalul cercetătorilor. Infrastructura și baza tehnico-materială a fost renovată. Aduceți-vă aminte să nu uităm lucrurile acestea. Cota de resurse extrabugetare s-a atins 27%. Deci înseamnă statul nu finanțează așa cum finanța până în 2004 100% știința. Deci numai 73%, iar 27%
sunt cofinanțări. Am reușit integrarea în spațiul european de cercetare prin programele comunitare PC7 și Orizont 2020. Aceste realizări, stimați colegi, vor rămâne în istorie și în memoria oamenilor. Iar modelul de administrare promovat de Academie, de dumneavoastră, va fi menționat ca unul efectiv care a consolidat comunitatea științifică în perioadele de criză îndeosebi. Acum să vedem, conform ediției din 2016 a clasamentul, să vedem că nu numai noi ne lăudăm, să vedem ce spune lumea despre noi. Conform ediției din 2016 a clasamentului mondial Ranking Web of Research Centers, elaborat de către Consiliul Superior de Investigații Științifice din Spania, Academia de Știință a Moldovei își menține poziția de top dintre instituțiile naționale cu profil științific și se clasează printre primele 500 de centre de cercetare din lume din cele 15.000 care sunt. Și ocupă locul 346 și 145 dintre instituțiile deci europene. În realitate, contribuția noastră la procesul global informațional de cercetare se datorează unui număr limitat de domeniu, din păcate. Astăzi, conform rezultatelor companiei analice Shimago, trebuie să menționăm lucrul ăsta, că Republica Moldova contribuie la dezvoltarea științei în lume cu cercetări din domeniul ingineriei, fizicii, chimiei, științelor despre materiale și matematice. Acest calcul este posibil datorită perseverenței cercetătorilor din aceste domenii de a se publica în reviste cotate, precum și faptul că doar numai două reviste naționale sunt indexate în bazele de date internaționale. Uitați-vă dumneavoastră pe acest grafic. Fizicienii publică cel mai multe articole și au un înalt H-index. Luăm chimiștii care au același H-index, dar cu publicații mai puține. Ceea ce demonstrează, demonstrează că savanții din acest domeniu au performanță și sunt recunoscuți pe cale internațională. În realitate, contribuția noastră la procesul global informațional se datorează unui număr limitat de domenii. O secundă. Deci, noi am sesizat corect problema corelării dezvoltării științei și dezvoltării socioeconomice a țării. După cum cunoașteți, în 2004 am lansat Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic pentru a atrage investițiile private în cercetare și pentru a intensifica sau aumenta investițiile în cercetare. Randamentul acestor măsuri îl puteți vedea pe slide. În anul 2015, volumul producției inovaționale comercializate atinge cota de 43 de milioane de la 7 milioane care noi oferim agenției pentru cofinanțare din partea statului. Din păcate, acest instrument nu a fost susținut nici de guvernanți și fapt ce a influențat negativ nu doar sistemul de cercetare, dar și nivelul de dezvoltare a competitivității a antreprenoriatului. Vreau să vă spun că aceste 43 de milioane sunt numai acele comercializări care au fost efectuate în rezultatul finanțării Agenției de Inovare și Transfer Tehnologic. Dacă noi adăugăm la aceste 43 de milioane și acele 50-60 de milioane de la Mecagro și acele 50 milioane de la Institutul Genetic, de la Institutul Genetic Electronic, obținem aproximativ în jur la 100 de milioane. Deci, stimați colegi, astea sunt 100 de milioane minimum care sunt calculate de ceată numai de câteva institute, contribuția științei în produsul intern brut al Republicii Moldova. Produsul intern brut al Republicii Moldova este de 100 de miliarde. 100 de milioane este 0,1% din produsul intern brut. Deci dacă știința primește 0,3% finanțarea din produsul intern brut, dar 0,1% el îl completează. 30% ca minimum este cota științei în formarea produsului intern brut. Eu nu pot înțelege care este ce negativ, cine
care este motivul de a ne critica continuu și din nou a veni la chestiuni calculate, la chestiuni care ar putea deci, să plaseze deci, atât mass media, politicienii, guvernanții, comunitatea științifică în niște lumini bune și pozitive pentru a atrage, conform acestor lumini, a atrage tineretul talentat ca să vină în cercetare. Noi am sesizat, deci, din cele relatate sunt evidente câteva concluzii. Există o corelație cantitativă dintre nivelul de dezvoltare socioeconomică și științifică a societății, care este rezultatul naturii multifuncționale a științei. În țările cu dezvoltare științifică majoră, există o cotă înaltă de finanțare din partea sectorului privat, care asigură dezvoltarea inovațiilor și a progresului tehnologic. Dezvoltarea științei și procesul științifico-tehnologic este una din primele premizele esențiale, nu doar a creșterii nivelul de dezvoltare socială și economică, dar și o măsură care diferențiază țările în procesul științific global. Numai cooperarea științifică pentru noi, pentru țările ca Republica Moldova, internațional, numai cooperarea științifică internațională reprezintă soluția cheie pentru asigurarea dezvoltării științei și dezvoltarea socioeconomică a țării noastre și a țărilor ca țara noastră. Deci vreau să aduc, stimați colegi, mulțumiri în primul rând domnului membru corespondent Alexandru de Cusar. O bună parte din aceste idei care au fost prezentate astăzi și în Budapesta sunt ideile domnului membru corespondent Alexandru de Cusar, care știți că este un mare scientolog în Republica Moldova și a avut mai multe publicații din acest domeniu. Și sigur vreau să mulțumesc și domnul Igor Sirotilă, directorul Direcției Politici și Strategii în Cercetare, pentru pregătirea acestei prezentări. Vă mulțumesc pentru atenție. Puțin am luat din timp, nu vă supărați. Dacă sunt întrebări sau lăsăm chestiunea aceasta așa, sau dacă nu, intrăm în discuții, în polemică, poftim. Da, eu, la sugestie colegilor mei, o să public și în Academie și o să public în mass media, pentru ca să o citească mai multă lume și să vadă care este poziția noastră a Academiei față de procesele de dezvoltare, față de știință, de inovare, unii ne vedem noi. Vreau să vă spun dumneavoastră un lucru foarte important. Noi acum suntem în negocieri foarte serioase cu ministerele, cu guvernul, în ce privește reforma. Eu de câteva ori am prezentat concepția noastră, care este sprijinită și de către rectori, nu toți, de fapt, dar Consiliul Rectorilor este domnul academician Belosteșnic. În principiu, noi, în ultimul an, în discuții comune am ajuns la acele deci, concluzii și la acel consens care practic astăzi este gata să fie promovat, numai că deci nu știu de ce reforma se înțelege împărțirea bunurilor. Da, dar nu înțeleg un singur lucru, că noi aici bunurile noastre sunt oamenii. Este potențialul uman. El nu se împarte. El ori se dezvoltă, ori nu se dezvoltă. Și asta este problema și noi așteptăm când vor veni și când vor fi politicieni care vor conștientiza acest deziderat. Dar să vă spun, noi avem înțelegere foarte bună acum, parcă și cu prim-ministru și cu ministrii și încercăm deci să găsim. Eu sper, s-a creat o grupă de experți tehnici care acum caută consens între Ministerul Economiei, Educației, Academiei, Universități pentru a ajunge la un consens și a promova deci, reforma științei în Republica Moldova. Eu înțeleg reforma așa cum am făcut-o noi.
când situația era foarte gravă, foarte degradantă și foarte periculoasă, noi am propus, deci, să elaborăm niște reguli, un act normativ pentru a îmbunătăți eficacitatea administrării. Și acum tot noi credem, dacă se va face această reformă și nu se va îmbunătăți managementul, administrarea științei, dar ea va fi separată și până la urmă nimicită, nu că nimicită, ea o să moară de la sine, pentru că dacă nu o să fie consolidarea, noi suntem foarte puțini pentru ca să putem să existăm separat. O să fie o mare tragedie. Și iată, anume asupra acestei probleme, dumneavoastră, colegii noștri, cei care înțelegeți foarte bine ce este știință, vă rog foarte mult ca să aveți poziții. Să lăsăm deci relațiile noastre absolut într-o parte. Să nu fie secundare, dar mai departe de secundare. Dar să ne consolidăm în jurul comitetului științific și în jurul păstrării și conservării ei. Dacă noi nu o să conservăm capacitățile, nu o să continuăm, pentru că noi acum nu le putem dezvolta, din păcate. Noi nu avem finanțe pentru a dezvolta capacitățile. Așa cum am făcut în 2004, în primul rând am conservat capacitățile și asta a fost cel mai pozitiv lucru. Am consolidat comunitatea, asta a fost al doilea lucru pozitiv. Și am încercat să dezvoltăm până nu, deci, iarăși am fost, deci, priviți negativ. Asta este, bine. Nu vreau să fac lecție. Desemnul acela unde aduceți finanțarea științei și rezultatele lor în dependență de ce organe a fost utilizat de știința, s-o arătați la guvernanță. Dar de fiecare dată arătăm. Dar ești la nepsat, este. Adică Eu rog asta, doamna secretar general împreună cu domnul Sirotil. Dumneavoastră, propunerea domnului Cancian Furdui, să luați acest slide, ca el să fie plasat pe site-ul Academiei de Știință și ca să fie, deci, cum a fost administrată știința din 90 până actualmente. Și gata. Și las fiecare să uite, fără comentarii. Fără comentarii, pentru că comentariile noastre sunt privite foarte cointeresate. Și de ce bine ar fi ca lumea sigur să ajungă la concluzie. Da. Aș propune din numele adunării noastre să intervenim, să propunem discursul dumneavoastră în Parlament. În 15 minute în Parlament, ar fi o orientare frumoasă. Ce prezintă știință? N-am nimic împotrivă, dar să știți ce o să fie în Parlament. Deci o parte o să asculte, o să aplaud, de altă parte o să mă facă hoț, o să mă facă că doar dintre noi au dat informația că eu mă ocup cu nebunii aici. Și o să înceapă, și o să fie... Deci uitați-vă, atunci când a fost propus o grupă de anchetă ca să mă ancheteze pe mine, Parlamentul nu a acceptat ca să fie ascultat în Parlament, dar a propus să fie ascultat în comisie. Și în comisie au venit vreo câțiva din partea, deci, formațiunii care a inițiat această anchetă. A stat vreo 5-7 minute și toți au plecat pentru că au înțeles că eu am vorbit lucrurile care nu le-am făcut și nimic rău n-am făcut. Și iată, asta este chestiunea. Dar în principiu vreau să vă spun sincer, absolut nu mă tem, sunt gata să mă duc. Numai, iată, este domn președinte a Comisiei Parlamentare. Dacă... El, apropo, a fost inițiativa lui, dacă eu vorbesc pe... A fost inițiativa dumnealui ca să fim ascultați în comisie. Și a fost o discuție în comisie foarte bună. Toată lumea care a fost acolo, i-a dat întrebări, dar au fost întrebări și incomode, dar ne-am clarificat cu unii lucruri. Dacă se insistă, poftim, nu știu. Hai să... Domn președinte este pe loc aici, noi și trimitem, el de-am auzit-o. Dar să vă spun, domn președinte a Comisiei Parlamentare, domn membru corespondent, deci Hotineanu Vladimir, eu vreau să vă spun că el de acum, de 2 ani, cât aproape este președinte comisiei, noi conlucrăm împreună. Toate modificările acestea și dumneavoastră așa cu o inițiativă foarte bună. Numai din cauza unei persoane foarte cinice, din punctul meu de vedere, care absolut deloc înțelegi, nici nu a citit niciodată nici codul, nici nu știe ce este știință, din păcate nu m-a beneficiat de ea.
face foarte multe gălăgie și spune că domnul președinte are interes și așa mai departe. Domnul președinte a Comisiei Parlamentare a avut, vă spun cu mâna cum spune că pe inimă, a avut un singur și are un singur interes. Cum să facem ca știința să fie mai efectivă și societatea să o perceapă corect? Pentru aceasta dumneavoastră a ieșit cu o inițiativă ca noi să facem o reformă în interiorul Academiei. Și să vedem cum o să fie aici, cum o să fie secțiile, cum o să fie prezidiul, să facem o reformă în Academie. Și după aceea să trecem la reforma mare. Din păcate, guvernul, mai bine zis, nu a acceptat această propunere, chiar în prima lectură a trecut, dar guvernul nu dă aviz pozitiv. Poate facem altceva. Poate din numele adunării generale ieșim cu o propunere către domnul prim-ministru ca să organizăm o întâlnire cu prim-ministru. Pentru că acolo pot... Și noi considerăm că noi acceptăm reforma, iată, domnul Acanșean Belostesnic este martor și domnul Acanșean Bostan a participat tot timpul cu noi. Noi acceptăm de reformă, noi acceptăm și Consiliul pe lângă prim-ministru, și agenția independentă, dar să nu fie undeva într-un minister, ca să fie iarăși conflictul ăsta de interese. Și Consiliul acesta Național de Atestare și evaluarea performanței, iarăși să fie independent, să nu apară deci, diplome de doctor, deci falsă și așa mai departe. Noi acceptăm toate lucrurile acestea, dar ele trebuie să fie făcute deci, într-o înțelegere comună. Poftim. Ar fi bine și domnul Candu să fie Dar nu e o problemă. Noi, vedeți că aici, pe lângă toate chestiunile acestea, mai există și alte subtilități și coaliții politice care trebuie să primească decizii. Dar eu sunt de acord ca noi să negociem, să continuăm să negociem. Noi și cu actualul președinte suntem gata, care deci ales, sperăm că va fi confirmat de Curtea Constituțională, noi suntem gata să ne întâlnim și noi am trimis mesajele noastre să discutăm. Și toate chestiile care sunt, eu știu, sunt diferite opinii, poziții și a dumnealui și a noastre, noi poate să lăsăm într-o parte, dar ceea ce este comun, noi să încercăm să dezvoltăm. Pentru că noi suntem în aceeași țară. Noi nu putem să ne dușmănim continuu. Dușmănirea noastră aduce numai la prejudicii. Bine, eu vă mulțumesc pentru atenție. Am primit propunerea dumneavoastră. Trecem la două chestiuni. Eu ofer cuvântul domnului Cancean Tighinean. Stimați membrii ai Academiei de Știință a Moldovei, onorată asistență, vă spun bună ziua și o să vă prezint modificările și completările la regulamentul de alegere a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai Academiei de Știință. Vreau să vă atrag atenția că au venit mai multe propuneri de la secții și în context vă aduc în numele conducerii Academiei, vă aduc mulțumiri pentru propunerile dumneavoastră și pentru implicarea dumneavoastră în acest proces. Este clar că suntem într-o perioadă de timp foarte dificilă. Am rămas 81 de membri ai Academiei de Știință a Moldovei și necesitatea organizării alegerilor reiese din faptul că este un pericol să fie înghețat numărul, de aceea noi trebuie să propunem sau să inițiem alegeri pentru a completa deci, echipa membrilor Academiei de Știință a Moldovei. Eu o să vin cu acele schimbări propuse, o să mă opresc numai la momentele, aspectele mai principiale. De fapt, sunt trei, în opinia mea, desigur, sunt trei aspecte mai principiale, dar totodată sunt și unele propuneri care trebuie menționate și eu cu deci, permisiunea dumneavoastră o să le menționez. Domnul Sirotilă, vă rog dumneavoastră pe ecran să reflectați acele puncte care vor fi menționate. Deci, începem cu regulamentul. La punctul 4. Deci se exclud sintagmele economiei, educației, medicină, fiindcă acolo se vorbește doar la general. Eu poate să dau citire. Membrii titulari
și membrii corespondenței Academiei Științe sunt aleși dintre oamenii de știință și cultură, cetățenii ai Republicii Moldova, care activează în țară și s-au distins prin lucrări originale de mare valoare teoretică sau practică și au contribuit considerabil la dezvoltarea științei și culturii naționale, la pregătirea cadrelor științifice și sunt de o înaltă ținută civică. Deci aliniatul 2 se propune următorul conținut: numărul locurilor vacante de membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei se va determina de fiecare dată la demararea alegerilor membrilor titulari și membrilor corespondenți în baza hotărârii Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică. Și vreau să vă atrag atenția că domnul academician Alexandru Roșca a venit cu o formulare mai reușită. Numărul locurilor vacante de membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe a Moldovei înaintate la concurs se va determina de fiecare dată prin hotărârea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică. Se va stabili. Dacă sunteți de acord, noi deci o să introducem. Se va stabili. Și deci punctul 4 se va completa cu propoziția: în vederea asigurării concursului pentru alegerea membrilor titulari, cota membrilor corespondenți trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu cota membrilor titulari. Iarăși, domnul Cămicea Roșca propune următoarea formulare: la stabilirea numărului de locuri vacante se va urmări ca în cele din urmă cota membrilor corespondenți să fie mai mare sau cel puțin egală cu cota membrilor titulari. Este logic. Vă mulțumesc. Și trecem la punctul, eu cred că așa puncte, că se substituie sintagma direcție generală, personal și asta nu ne oprim. Deci la punctul 16, aliniatul 3, va avea următorul conținut: nu se înregistrează de asemenea persoanele care ating vârsta de 70 de ani pentru titlul de membru titular și vârsta de 65 de ani pentru titlul de membru corespondent la data demarării alegerilor sau al căror dosar nu corespunde prin conținut specialității indicate în anunț. Deci au venit mai multe propuneri și vreau să menționez că ele sunt diverse, chiar absolut diferite. Deci vârsta de 70 de ani, ea este stipulată în codul cu privire la știință și inovare, iar vârsta de 65 de ani pentru membrii corespondenți, deci scopul este de a întineri și pe de altă parte, de ce s-a ales 65 până adică acei candidați care vor deveni până la vârstă de 65 de ani membru corespondenți vor avea toate posibilitățile ca până la 70 de ani să devină și membri titulari ai Academiei. Adică deodată li se oferă posibilitatea ca pe parcursul activității să devină și academicieni. Și vreau să vă atrag atenția că au fost propuneri diverse, începând cu academicienii Teodor Furdui, Sviatoslav Moscalenko, academicianul Roșca, de a scoate deci această barieră de vârstă până la propuneri ca din contra, de exemplu, bariera de 65 de ani pentru candidații la titlul de membru corespondent să fie micșorată până la 60 de ani, academicianul Mihai Popovici. Și eu vreau să menționez că toate propunerile sunt, au logica lor. Dar ceea ce noi am dorit să promovăm, deci reflectă situația la moment. Pe de o parte, și tradițiile, faptul că vârsta de 70 de ani este în codul cu privire la știință și inovare stipulată, iar pe de altă parte, deci persoanele care doresc să devină sau au potențialul să devină membri corespondenți, să le se deschidă calea și pentru a deveni membri titulari
pe parcursul activității dumnealor. Deci dacă dumneavoastră susțineți această poziție, atunci noi trecem mai departe la criterii. Da, acolo că am o remarcă. Da. Propunerea mea a fost ca cenzul de vârstă pentru alegerea membrilor corespondenți 65 de ani, nu știu, în opinia mea nu merge. Trebuie să fie 70 de ani ca și la membrii titulari, fiindcă, sigur, întinerirea efectivului membrilor Academiei este o chestie foarte importantă și probabil din aceste considerente s-a stabilit 65, adică nu s-a stabilit, dar se propune. Da, mulțumesc, doamna Cancean. Eu am o propunere. Eu propun până la 70 de ani. Doamna Cancean, uitați, luați loc, vă rog. Eu am o propunere. Noi dacă o să începem discuțiile pe parcurs, atunci noi o să încurcăm toate lucrurile. Eu propun, noi așa și v-am propus la început, i-am dat 15 minute. Să le ascultăm toate. Diverse însemnațele și după ce începem discuțiile și discutăm fiecare, după ce votăm. Ca voi înțelegeți de care motiv. Vă mulțumesc, doamnă. Da, noi vă mulțumim. Mergem mai departe la criterii. Capitolul 1. Cerințe generale referitor la alegerea membrilor corespondenți. Punctul 2. Va avea următorul cuprins. Autor al lucrărilor științifice de sinteză, minimum o monografie și două articole de sinteză publicate în reviste științifice. Și vreau să vă atrag atenția că domnul academician Popovici a propus punctul 2 să aibă următorul conținut. Autor al lucrărilor științifice de sinteză, minimum o monografie și două articole de sinteză publicate în reviste științifice sau două articole originale, care au reflectat rezultate principial noi pentru știință și practică și care au determinat crearea unei noi direcții științifice sau soluționarea unei probleme științifice aplicative de importanță majoră. Punctul 5 va avea următorul cuprins. Deținător de brevete și invenții, de noi preparate, soiuri, rase, hibrizi. Punctul 6 va avea următorul cuprins. Participarea cu minimum 5 comunicări la ședințele în plen sau la invitație în cadrul forurilor științifice naționale și internaționale. La punctul 7, înainte de cuvântul citări, se completează cu sintagma indicele Hirsch, iar în final, după cuvântul ediții, se completează cu sintagma, în special, cele cotate EC, Thomson Reuters și Scopus. Punctul 14 va avea următorul cuprins. Cunoașterea a două limbi de circulație internațională în baza declarației de proprie răspundere. Aici au fost mai multe propuneri. La punctul 15, în final, se completează cu sintagma luarea de poziție, sprijin și inițiative lansate în mass media. Trecem la capitolul 2, criterii. Capitolul 2, cerințe generale referitor la alegerea membrilor titulari ai Academiei de Știință a Moldovei. Punctul 3 va avea următorul conținut. Continuarea activității de cercetare-dezvoltare prodigioase după alegerea ca membru corespondent exprimată prin generarea, fondarea și dezvoltarea noilor direcții științifice, concepții, teorii, metodologii și doctrine originale cu caracter fundamental disciplinar sau interdisciplinar confirmate prin lucrări științifice publicate. Autor al mai multor lucrări de înaltă valoare științifică, inclusiv o monografie, două articole de sinteză publicate în perioada deținerii titlului de membru corespondent. Lider al unei școli științifice. Pregătirea, după conferirea titlului de membru corespondent, a doi doctori în științe și a unui doctor habilitat, în calitate de conducător științific sau consultant. Prezentarea
a cel puțin 5 referate în ședințe plenare sau la invitație în cadrul conferințelor științifice naționale și internaționale. Contribuție substanțială la pregătirea cadrelor științifice prin activitatea didactică. Și în final, la capitolul 3. Indicații pentru comisiile de experți ale secțiilor de știință. Punctul 1 va fi expus în următoarea redacție. Exigențele și condițiile specificate trebuie să fie reflectate în materialele cuprinse în dosarul depus de persoana recomandată la titlul de membru titular sau de membru corespondent în conformitate cu fișele anexate la prezentul regulament. Regulamentul va fi completat cu două fișe care vor fi elaborate în conformitate cu cerințele stipulate supra. Acestea sunt principalele aspecte care am vrut să le menționez. Începem, vă mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule Cancian. Începem cu întrebări și după aceea cu discuții. Da, poftim, cu întrebări. Da, domnul Cancian, se mă șchești, poftim. Este noțiunea de școală științifică. I-am căutat în dicționari explicativi, am căutat în internet. Nu este definiție. Nu, eu pot să vă dau un exemplu de persoane care au plecat de mult din lumea asta, fiindcă sunt luat timp și prezent. Este o carte în universitate, profesorul universității. Și este... Ascultăm întrebarea. Ascultăm întrebarea. E scris acolo că profesorul Ablov a creat școala științifică. Și determinată și fiind școala. După aia... În deopște, profesorul Ablov, Cancianu Ablov, a creat o mare școală științifică. Da, de acord. După aia este că doamna Nina Savos, pe care o stimat-o foarte mult, a creat școală științifică și aproape cu 5 doctorate, aproape același lucru ce a scris despre academicianul Ablov. Vedeți? Aici nu este o definiție concretă, dar noi, cu criteriile astea, dacă nu avem criterii concrete, o să avem bătaie de cap. Răspuns, da, domnul. Domnul Cancian, răspundeți. Da. Deci, domnul Cancian, dumneavoastră aveți perfectă dreptate și vreau să menționez că noțiunea de școală științifică deci este discutată nu numai la noi, dar și în cadrul altor academii și de aceea s-a propus să aibă un număr minimum de doctori în știință pregătiți, că de fapt o școală științifică ea se formează în cadrul unei echipe unde sunt mai multe susțineri de teze. Și la membru corespondent a apărut această cerință, un doctor habilitat, adică iarăși la alt nivel se promovează o direcție, dezvoltarea unei direcții științifice. Școala științifică de lăsat numai... Da, doamna Cancian Furdui. Colegi, a fost elaborată și de noi toți, examinată și aprobată noțiunea de școală științifică. A fost. Și una din principalele cerințe, că după decedarea fondatorului, această direcție trebuie să continue. Că nu cu dispariția liderului dispare și una din... Da, domnul Cancian, noi vă mulțumim. Desigur că dumneavoastră aveți dreptate. O școală științifică, ea trebuie să dăinuie în timp, dacă este școală științifică. Dar sunt cazuri când noi trebuie să evaluăm și să luăm o decizie. Este școală științifică sau nu? Să nu așteptăm ce o să fie... Adică, deci, să avem așa o viziune, să extrapolăm. De aceea, deci, se începe școala științifică cu o direcție care este dezvoltată nu de un cercetător științific, dar de o echipă. El demonstrează că are echipă. Nu numai liderul, dar și membrii echipei sunt personalități.
și sunt cercetători științifici recunoscuți nu numai la scară națională, dar și regională și internațională. Iată, atunci noi putem să spunem că da, aici noi avem, se creează o școală științifică. De altfel, dacă numai liderul are vizibilitate, numai liderul este cunoscut, iar absolut în jurul liderului nu este un VIP, atunci, desigur, noi cu toată stima față de lider, dar nu putem vorbi despre o școală științifică. Eu vă mulțumesc că vreau, doamna Cancian Simașcheviș, să vă spun următoarele. Pentru noi este foarte important ca noi să stipulăm o cerință legată de formarea unei școli științifice. Ca noi să acceptăm în rândurile membrilor Academiei persoanele care deci, pregătesc, care transmit cunoștințele proprii unor tineri, îi formează pentru ca să fie continuitatea acestor deci, concepții sau acestor domeniu științific. Eu m-am uitat acum în Wikipedia. Aici sunt două definiții. Școală este acolo unde își petrec cetățenii sau cineva își petrece timpul liber și a doua este școală este de lectură, acolo unde se face lectură. Eu cred că școala științifică, cum am determinat noi și avem regulament și avem definiții, este deci acolo unde se face cercetare. Și pentru noi, pentru Republica Moldova, care are foarte puțini cercetători, avem cei mai puțini cercetători din Europa, chiar de 3 ori mai puțini decât în Estonia, care are de 3 ori mai puțini populație. Eu cred că această condiție este foarte importantă. Deci eu nu cred că noi o să alegem membrii Academiei, cei care astăzi s-au trezit dimineața și s-au gândit, ia să văd eu, să devin și eu membru Academiei. Eu cred că membrul Academiei trebuie să devină pe parcursul anilor. Și noi aceste regulamente, de ce acum le modificăm? De atât pentru că noi trebuie să transmitem acest mesaj tinerilor, următoarelor generații, ca ei să știe ce trebuie să facă și dacă el va crea această școală, el va avea doctoranți, îi va susține, va promova, pentru că nu poți să sui doctoranții pur și simplu prin niște deci, copieri sau prin plagieri, dar trebuie să promovezi domeniul tău științific. Mie mi se pare că noi aici nu trebuiește să ne dezicem. Ea există la noi în documente și în codul științei și inovării și în statutul nostru. Eu cred că noi trebuiește să o susținem. Asta este, cum spune domnul Cancian Tighineanu, cum noi să o determinăm, să o definăm, cine trebuie să spui că este, să contorizăm. Eu cred că este și comisie de experți și sunt și secțiile. Și eu cred că noi trebuie să-i transmitem secțiilor. Dacă există, să se expui specialiștii. Numai să nu se întâmple că, iată, de exemplu, el scrie cineva articole din 5 domenii și face o școală științifică așa un fel de borș. Le adună pe toate și spune că e școală științifică. Sau vinigret. Asta este una, ceea ce am vrut să vă explic dumneavoastră. A doua chestiune legată, deci, de definiții. Noi, într-adevăr, nu există în Wikipedia, există școală tehnică, școală de meserie, școală de călărie, școală de dans, școală și mai departe. Diferite școli. Școală științifică. Dar eu cred că nu a existat nici anacreatologie. Am luptat o jumătate de an cu deputații ca să accepte asamblea. Nu era așa cuvânt și nu era așa cuvânt, nu este așa cuvânt în DEX. Dar eu cred că noi suntem de ce? Și suntem Academiei, ca să promovăm noi definiții, noi deci termeni. Și școala științifică este un termen care este caracteristic anume pentru cei care vor să aibă titluri. Titlul de profesor, titlul de academician și așa mai departe. Mie mi se pare că noi trebuie să susținem chestia aceasta și să nu cancelăm, să nu refuzăm de ea. Mulțumesc. Domnul președinte. Da, asta. Și o definiție, ce este școala științei? Și o definiție, dar de ce Academia nu poate să iasă un nou termen care să aibă dreptul la viață, la existență? Domnul președinte și domnul academician. Deci eu m-am ocupat și eu în dicționarul meu de teorie și critică literară, este fixată. Deci există școli științifice, în domeniul filozofiei, în domeniul lingvisticii, este școala
științifică de la Praga, este școala de la... Mă miră că Wikipedia nu fixează lucrurile. N-a de păcate. Da, asta e. Da, dar eu cred că da. Wikipedia este o chestiune... Deci școala științifică înseamnă... Noi putem să adăugăm. Așa cum s-a spus, și domnul Academician Furdui și domnul... Eu cred că Wikipedia noi putem să adăugăm. Care promovează o direcție, un curent da. Nou în gândire. Vă mulțumesc. Mai departe, alte întrebări? Da, domnul președinte. Eu am o întrebare, dacă se poate. Gata, eu cred că... Admitem, poate, un caz care nu poate fi acum, s-a născut unul de tipul lui Einstein tânăr. Einstein nu a avut nicio școală științifică și nici un doctorant. Care-i soarta acestui tânăr, talentat să fie, conform acestui regulament? Mulțumesc. Eu dat să explic, domnul membru corespondent. Vreau să vă spun un lucru. Dacă nu ai școală științifică, asta nu înseamnă că nu poți să pui dosarul la concurs. Dar să știi că șansa ai puține. Dar dacă tu ești Einstein, să știi că șansa ai mare. Chiar și fără școală științifică. Eu încă o dată vreau să vă spun. Noi suntem într-o situație foarte critică. Eu v-am explicat și acum. Eu numai nu m-am adus date că noi avem câte o persoană dintr-un domeniu. Și el nu vrea pe nimeni să pregătească și stă și așteaptă când o să ducă, cum se spune, în altă lume. Eu cred că este o condiție care trebuie să impui colegii noștri ca ei să se ocupe cu promovarea ideilor pe care ei le elaborează. Dar dacă l-avem pe Einstein, ne arătați cu degetul și noi o facem membru Academiei. Totuși, nu, asta nu înseamnă că nu se primește dosarul. Bine, ar trebui poate de specificat în regulament că al de Pierre Elman, al de ăștia oameni extraordinar de talentat, să aibă și o posibilitate acolo în formă de excepție, poate. Acolo e scris, apropo, dacă aveți ceva extraordinar, depuneți dosarul când se anunță concursul. Acolo este scris. De Doamne să-i avem pe ce. Da? Dar dumneavoastră citiți atent. Cine a să te pierde? Domn președinte. Nu, hai să nu, hai să nu anticipăm alegerile. Da. Hai să nu anticipăm alegerile, hai să discutăm totuși regulamentul. Stimați colegi, dacă... Nu. Ce întrebări mai sunt? Eu da, poftim. Domnul vicepreședinte, prim vicepreședinte, eu am o întrebare. Iată aici sunt numite criteriile pentru alegerea membrilor corespondenți. De fapt, criteriile pentru alegerile astea sunt pentru cei care aleg. N-ar fi normal să fie, de exemplu, iată ceea ce o subliniați și domnul președinte, să fie criteriile de eligibilitate ca persoanele care pretind, adică să știe cu uite ele, trebuie să satisfacă. Și sunt deja criteriile de acum de alegere, care sunt pentru diferite secții separat. Asta una la mână. A doua, din ce s-a reușit când s-a pus atât autorul lucrărilor științifice și de sinteză? Eu vreau să spun, după experiența mea la Consiliul Național, foarte mulți confundă. Mi-aduc aminte, în primii ani când am venit acolo, spuneau că lucrarea de sinteză, astăzi două pagini, un fel de abstract, că uite, se face sinteza, adică ar trebui clar. Păi nu este, da, nu este. Noi înțelegem, eu știu că dumneavoastră înțelegeți foarte bine și eu deci, înțeleg, dar... Deci, domnul Cămcer, dau răspuns. Stați o clipă. Și vreau să vă amintesc că în cerințele, de exemplu, pentru doctor habilitat, este obligatoriu să aibă 3 articole de sinteză sau, adică, și monografie, apropo. Mie mi s-ar părea că la membru corespondent ar trebui să fie o leacă mai sus față de cerința care este la doctor absolut capilitar. Absolut suntem de acord să năsprim cerința. Nu, ar trebui măcar dublat față, așa mi se pare, că dacă la doctor capilitar îți trăie și o monografie, atunci aici, da. Da, eu vin cu explicații. Deci, stimați colegi, desigur că alegerea membrilor titulari și corespondenți este un concurs. Și acea persoană, personalitate, care va veni cu și după număr de lucrări și după calitatea, valoarea lor, va câștiga. Aici avem, spunem așa, unele cerințe minime, ca el când vine cu dosarul, noi să avem, deci acel minimum fără de care nici nu mergem mai... Da, acum. De ce noi am inclus articole de sinteză? Pentru că articole originale, deci toți publică și este clar că activitatea se bazează în primul rând pe publicații, pe articole originale.
Dar ce înseamnă un articol de sinteză? Asta înseamnă că cercetătorul respectiv are capacitățile de a analiza situația în domeniul dat al științei la un nivel mult mai înalt. Și publicarea unui articol de sinteză promovează o vizibilitate a acestui cercetător la o scară europeană internațională. Desigur că noi nu avem în vedere acele care le numim noi de sinteză pe două pagini. Noi avem în vedere articole de sinteză în care se face o analiză a dezvoltării științei în domeniul respectiv. Și de ce este principal să includem și articole de sinteză? Acum, de ce la candidații pentru care aspiră la titlul de academician sunt poate mai puține articole de sinteză decât la prima etapă? Vă spun de ce. Fiindcă persoana când vine și pretinde la titlul de membru corespondent, vine cu rezultatele obținute pe parcursul întregii vieți. Iar el când vine deja și aspiră la titlul de membru titular al Academiei, practic are câțiva ani. Și noi nu trebuie aici să, pentru că nu cantitatea determină, stimați colegi, calitatea. El poate să vină cu un articol, dar cum spune domnul membru Cosmo, Geru, se demonstrează că e Einstein. Vă mulțumesc. Bine, de fapt, noi Einstein avem puțin și toți pleacă pe scotar. Și noi, după aceea, puțin, un moment, toți înștienii avem puțin și toți înștienii noștri pleacă pe hotar și noi reușim numai să-i facem membri de onoare pentru că ei nu mai vor să mai vină încoace. Da. Vreau să vă spun... Domn președinte. Da, stați că eu la chestia aceasta. Eu tot la aceasta. Poftim. Eu am propus nu 3 sau 5, dar mai puține. Fiindcă, în principiu, dacă eu fac un articol, scriu un articol de review, cât pot să scriu eu pe acest domeniu? 1, 2, dar de unii roast 3, 4, 5. Și fel de sinteză articol, vreți că în acest domeniu e de 5. Eu am propus ca să dimicșorat, pentru că, într-adevăr, dacă el e review, eu îmi fac într-un an, vreau să zic, un articol de ce să... Eu vă mulțumesc. Domnilor, domnilor, stați puțin, că dumneavoastră noi avem fiecare părere noastră și fiecare are dreptate și nu are dreptate. Domnul Cancian Furduș și domnul Cancian Tighineanu și domnul academician Canța. Eu cred că ceea ce-i pus de exemplu la doctor habilitat ca să aibă 3 articole de sinteză, asta este, nu știu, birocrație sau... Stați puțin. Nu. Stați puțin. Că noi, dacă ați observat, noi trebuie să năsprim. Eu sunt de acord să năsprim. Dar, de exemplu, noi am micșorat la membru titular de la 5 la 3 doctori în știință, că el în 5 ani de zile maxim care poate să le aibă, el nu le face, dar poate să le facă. Așa cum am acreditat domnul Gancean, deci cancer, instituții cu 3 doctori în știință. Ei, într-o săptămână, au făcut 13. Vreau să știți cum. Vreau să nu aveți nicio vină aici. Ei au luat și au invitat, i-au aranjat la lucru pe o perioadă și când au venit la dumneavoastră, nu nicio încălcare. Așa și aici, tot așa. Ei să facă și într-un an de zile 5 doctori o să pregătească. O să la noi la toți, o să fie, deci, consultanți împreună de acum cu acestea terminate și așa mai departe. Negocieri și așa mai departe. Noi nu trebuie să-i birocratizăm într-atâta ca oamenii să vină și să ne măgulească. Să vină cu niște lucruri, deci, așa, care nu sunt reale. Și el, în loc să facă cercetare și știință, el o să îmble să îndeplinească aceste criterii. De aceea, mie mi se pare că pentru un doctor în știință, sau să luăm domnul Cancian Furduș. Eu v-am ascultat când dumneavoastră ați vorbit. Apropo, dumneavoastră, am înțeles că îl felicitați pe domnul Cancian Tudiraș cu alegerea lui membru de onoare Academiei României. De atât vorbiți cu el atât. L-am felicitat. Am dat și el de atâtea ori îl felicitat. Eu cred că noi toți trebuie să-l felicităm pe domnul Cancian Tudiraș, care anul ăsta a fost ales membru de onoare Academiei României. Îi dorim succes. Îmi pare foarte bine, pentru prima dată un biolog, da? A devenit membru
Felicitări și succes! Și de ce vreau să vă spun încă următoare. Eu cred că noi trebuie. Noi trebuie real. Noi ce am spus 3. De ce? Pentru că 5 nu e real. Și noi îl impunem pe dânsul ca el să facă mistificări. Noi primim un academician, spunem că el să fie onest, corect, cinstit, dar el din start înțelege, manifestă proprietăți de un om necinstit. De ce? Mi se pare că noi așa. Dar mai departe, în privința la sinteză. Sinteza nu este un compendiu. Sinteza nu este să stai undeva înțelegi și să citești din diferite cărți și să scrii și spui că a făcut o sinteză. Nu e asta sinteză. Sinteza asta trebuie să faci o analiză a domeniului în care tu îl promovezi și să spui ce să faci în lume în acest domeniu. Asta e o sinteză. Mai departe, când începem noi aici, că așa am furtul iar dreptate, când noi începem lui să spunem, fă 3 sinteze, apoi el îi face toate 3, așa, aiurea oleacă. Și de ce? Eu cred că, bun, ce spunem acolo? 2 să facă sinteze. Eu cred că este real. Dar eu propun ca noi să reexaminăm și pentru doctor habilitat. Eu nu cred că noi trebuie să mergem după cantitate. Noi trebuie să mergem după calitate. Dar calitatea să nu fie evaluată și estimată din noi, numai. Sau de Pietro. Dar trebuie să fie, cum au propus unii academicieni, ca să fie, deci, dacă tu ai școală, dacă tu ai domeniu recunoscut, să fie publicat într-o revistă, deci așa, serioasă, de cineva, de o personalitate. Așa dacă noi începem să vorbim despre nu știu ce și unul pe altul, ne susținem până la urmă, criteriile acestea sunt nule și în mare măsură devin o birocrație de promovare a unei personalități care, din păcate, niciodată nu va deveni membru. Dar membri vor deveni cei care o să poată să se învârtească și să ajute să aducă, deci, nu, ceea ce, din păcate, domn președinte, ar putea să o facă. Îmi permite să intervin eu foarte scurt. Sigur că importantă are valoarea, nu cred eu că e vorba de cantitate. Aici este o chestie atât paradoxală, vă spun eu, din domeniul meu, că dacă actualul regulament, statut al Uniunii Scriitorilor prevede că membru trebuie să aibă 2 cărți, Eminescu n-ar fi membru a Uniunii, fiindcă are o singură carte, dar ce carte? Adică, și revin și la propunerea domnului academician Roșca în privința vârstei pentru membrii corespondenți. Eu mi-aduc aminte că Obama, atunci când a propus un ministru de finanțe de 80 și ceva de ani, când i s-a reproșat că are o vârstă prea înaintată, el a zis că nu mă uit la vârstă, eu mă uit la profesionalismul lui, la pregătirea lui. Așa încât eu cred că ar fi bine de stabilit totuși 70 de ani și pentru membrii corespondenți. Eu cred că noi atunci, din start, dăm... Eu vreau să vă spun de ce facem noi, de ce discutăm noi acest regulament. Noi, pe parcursul, mai ales ultimilor ani, mai ales după alegerea președintelui Academiei și mai ales din cauza deci, unor discuții neplăcute care le-am avut în Academie, societatea aruncă cu noi foarte des acum cu pietre. Prin mass media, prin gura unor politicieni, eu cred că noi trebuie, prin acțiunile noastre, să demonstrăm că noi avem atitudini serioase și respectate de către acest regulament. Noi cu acest regulament trebuie să transmitem acest mesaj. Noi dacă să punem 70 la membrii corespondenți, la membrii titulari, eu vreau să vă spun că noi avem o foarte mare gălăgie. Noi trebuie să negociem cu Guvernul, cu Ministerul Finanțelor, cu Parlamentul. Iată, deci am discutat nouă dată cu președintele Comisiei Parlamentare. Noi trebuie să negociem pentru că inițiativa Guvernului și a 2 ministere în privința la numărul de membri Academiei, știți foarte bine care, pentru că ei au publicat-o. 78. Și dacă noi încă mai facem ce aici mai facem, știți ce s-a întâmplat în Rusia și în alte părți, noi trebuie să fim foarte și foarte aici mai duri. De ce 70? Asta înseamnă că ai făcut membru corespondent și el nu mai are nicio posibilitate, că noi am avut cazuri de este nu. 1.
Și avem membri corespondenți care nu le-am dat șansă să devină la 79 de ani au intrat. Eu cred că noi trebuie să... Îndeopște unii spun că 60, de eu cred că 65, cum spune doamna Camcean Tighineanu, îi dai 5 ani de zile, el poate să facă și articul de sinteză, să pregătească 2-3 doctori în știință și el are șansă să devină membru titular. 70 de ani, noi nu putem să o schimbăm, de ce? Pentru că e în lege. Dar 65 de ani, de regulă, noi am putea să spunem că ar trebui să fie această limită. Noi știți foarte bine că în Rusie, de exemplu, sunt două categorii. La 50 de ani și la 60 de ani. Da, pentru tine și pentru mai seniori. Și același lucru se întâmplă și în alte academii. Asta eu înțeleg, doamna Cancean, fără tot timpul îmi spune, dar cine face știință serioasă la 40-50 de ani? Vreau să vă spun cine, doamna Cancean, fără doi. Președintele Academiei din Ungaria, Laszlo Lovas, președintele Academiei din Ungaria, în matematică, la 39 de ani, nu 39 de ani, 31 de ani, în 79. El e din 48. În 79 a devenit membru Academiei. Este laureat a celor mai mari, prestigioase premii din matematică. 3 premii. În clasa a 10, a 11, a 12 a participat la olimpiadele școlare și a luat locul 1 internațional. Deci eu vreau să spun că există și în știință, cum a spus domnul membru corespondent. Dar noi cred că aici ar trebui totuși să facem chestia așa, da. Domnul președinte. Domnul Cacian Simașcheviș, a pus dumneavoastră. Eu am propus să amendamentele la regulament, să introducem așa un punct în punctul 16. Nu se admite alegerea în calitate de membri titulari și membri corespondenți, persoanele care la momentul alegerilor dețin funcții de conducere în stat. Văd că aici... Demnitate de stat. Asta ar fi... Deci eu am propus chestia aceasta... Ia că Hutineanu ta mă sună acum. Auzit, da. Eu am propus... Domnul Acărșea Simașcheviș, dacă vă aduceți aminte, în 2004, atunci când se putea de trecut mai multe lucruri, eu am propus chestia aceasta. Știți că deputații n-au susținut? Au considerat și n-au susținut direcția juridică. Au considerat că e discriminare. Da, drept, iată, ține minte și doamna Ștapac. Au considerat că e discriminare. Dar dacă o să-i alegem, o să pățim, putem să pățim așa cum a pățit acum Academia Rusă. Așa că trebuie să fim foarte atenți aici. Da, domnul Cancean Popovici. De acord. Dacă îmi permiteți și eu, eu cred că toată lumea cunoaște și face bancuri despre vârsta academicienilor. 1. 2. În multă lume consideră că, iată, ei, adică noi, își fac niște reguli, dansează după aceste reguli, ei se aleg, ei se prind titluri și, dacă vor în casa aceea să mai permită cuiva, ei tot decid. Și al treilea moment. Eu, în domeniul medicinei, au apărut, nu de primul an, dar mai de mult, instituții mici, instituții nu atât de mari, unde aproximativ 10-12 doctori. Și s-a ridicat foarte strict problema. Măi, are 65 de ani, să-l scoatem. Nu are dreptul. Adică e pensionat să se ducă, se ocupă cu alte probleme. Adică eu mă simt de principiu că trebuie de micșorat vârsta pentru membrii corespondenți și de lăsat sau chiar de luat complet vârsta pentru academicieni. Adică, dacă vor fi aleși membrii corespondenți tineri, respectiv ei vor deveni și membrii academiei mai tineri. Domnul Cancean, eu vă mulțumesc. Chestia aceasta care o propuneți dumneavoastră, noi putem să o facem numai la modificarea legii. Noi cu 70 de ani nu putem să atingem. Noi 65 de ani o punem în regulamentul nostru pentru ca să orientăm
deci candidații care vor să devină membri corespondenți, să știi că noi le dăm lor o șansă ca ei să poată să devină și membrii titulari. Mai departe, vă spun la prima parte a întrebării. Așezați-o, domnul Cancian, las loc. La prima parte a întrebării, în privința castei. Domnilor, domnul Cancian Popovici, domnilor colegi, stimați colegi, da, noi suntem o castă. Da, casta noastră se numește Academie de Știință. Da, casta aceasta a fost formată încă cu 400 de ani înaintea erii noastre. Dar asta nu este format o castă, din scuzați-mă, vă rog, din oameni care nu au... Dar este o societate, eu zic casta, am vorbit-o, dar o pun asta în ghilimele, dar este o societate de oameni inteligenți. Este o societate în care între potențialul intelectual cel mai important, elita acestui potențial din țară. Și lucrul ăsta îl utilizează toată lumea. Chiar și aceia care unii spun că nu sunt academii. Peste tot sunt academii. Ele sunt numite academii sau este numită societatea regală din Anglia sau altfel, dar elita se regăsește științifică și culturală, se găsește în această societate. Iar își joacă un rol și are sarcina sa pentru societate. Încă o dată, nu vă supărați, domnul Popovici. Eu știu politicieni, eu știu oameni și din țară, la noi și din alte părți, din alte țări, care luptă categoric împotriva academiilor. Pentru că ele sunt o forță numai în cazul dacă în ele intră, într-adevăr, persoane care corespund unor cerințe și criterii serioase. De ce noi trebuie totuși să susținem această... Da. Eu nu mai fac o mică replică. Cele spuse putea să fie mult mai scurte. Eu susțin momentul că membrii corespondenți să fie aleși la o vârstă mai tânără. Asta e. Eu înțeleg, dar... Dar celelalte au fost argumente, de ce? Bine. Da, doamna Cancian, ce-mi poiești. Domnul președinte, Nu vreau să fac doar o remarcă. În antichitate, pe teritoriul desigur, este numai bine. Și numai academicienii. Atât. Altcineva nu era admis. Domnul Cancian Popovici, uitează ce spune domnul Cancian Cimpoi. În antichitate, pe teritoriul Academiei intrau numai academicieni. În privința vârstii medii, un moment, domnul Cancian Cimpoi. Noi am avut, la noi, vârsta medie de la 73 la 75 de ani. Eu vreau să vă spun că noi suntem încă tineri ca Academie. Eu, dacă să vă spun care e vârsta medie la Academia din România, din Rusia, din Ucraina, din Atena, vârsta medie îmi pare că 86-87 de ani. Așa că, domnilor, vârsta medie poate să fie mai mare, anume din cauza că membrii Academiei sunt aleși pe viață, viageri. Sarcina noastră este ca noi să menținem această vârstă ca să aibă posibilitate persoana aleasă ca ea încât să se mai valorifice pentru societate. Vă mulțumesc! Desigur, este bine ca un membru Academiei să cunoască două limbi de circulație internațională, poate trei și încă mai bine. Dar cred că nu este un criteriu relevant. Dacă membru Academiei va avea niște rezultate vitale internaționale, se vor găsi traducători, vor invita în toate țările și așa mai departe. Nu cred că trebuie impus acest criteriu. 2. Este foarte important acest criteriu ca să pregătească doctor în știință, fiindcă anume acum nu prea doresc să fie conducător de doctorat mulți. Dar eu aș propune ca să fie adăugat de unul singur pregătire, fiindcă din ceea ce cunosc eu, nu, în Academie de regulă vin șefi. Șef de laborator, director de institut, rector și așa mai departe. Și când cauți, el e ori al doilea consultant, ori al doilea conducător, fiindcă, adică un doctorat, el poate să lămurească cu cercetările care le efectuează chiar și în două domenii.
dar conducător trebuie să fie doi doctori habilitați ca să-l conduc pe dânsul. În felul ăsta fiecare șef smaianin acolo, a doilea conducător și mai departe. Poate să micșorăm numărul de doctori pregătiți, dar să fie pregătiți de unul singur, dar nu de câțiva. Trei. Vă rog frumos. Iarăși cândva au impus că pentru că doctorul habilitat se consideră că acum ai pregătit doi doctori. Eu cred că e mult mai ușor să pregătești un doctor habilitat decât un doctor. Așa că ori lăsăm ca pentru un doctor, ori chiar jumătate de doctor, nu de două ori mai mare ca criteriul doctor. Da, vă mulțumim pentru că ne-ați atenționat referitor la aceste chestiuni. Stimați colegi, deci la început am discutat despre domnul Câmcean Furdui. Domnul membru de onoare, ascultați-l, colegi. Da. Tot membru de onoare. Referitor la limbi moderne sau de circulație internațională. La început, am discutat necesitatea ca persoanele care pretind la titlul de membru corespondent sau membru titular să cunoască cât de cât limba engleză, fiindcă în majoritatea domeniilor, deci literatura este în limba engleză și în contextul și globalizării și asocierii noastre la programele comunitare. Și este clar că cunoști limba engleză, ai șanse mai multe să supraviețuiești în știință. Da, dar mai apoi am discutat și alte aspecte. Unii membri ai Academiei cunosc limba franceză și limba franceză este de asemenea de circulație internațională. Și atunci a venit această formulare și eu vreau să spun că a fost formulare propusă de domn președinte. Deci ca două limbi de circulație internațională, luând în considerare că absolut toți membrii Academiei și cei care pretind să devină membrii Academiei vorbesc limba rusă. Deci aici noi nu avem probleme. O limbă deja ea este, cum spune, deci, cunoscută de toți. A doua limbă este engleza sau este franceza sau este germana. Depinde deja de fiecare prin ce școală a trecut. Și eu cred că aici, domnilor academicieni, domnul academician Rudic, eu vorbesc pentru dumneavoastră și dumneavoastră. Nu? Îmi cer scuze atunci. Deci... Da. Da. Deci această formulare ea este mult mai puțin dură decât aceea inițială, când se cerea ca persoana să demonstreze că cunoaște limba engleză. Este, eu cred că la această etapă poate fi acceptată. Asta nu înseamnă că va fi pentru totdeauna. Noi, în perspectivă, vom mai veni cu schimbări, dar la etapa aceasta dăm un semnal celor tineri că trebuie să învețe și limbile de circulație internațională în contextul globalizării, în contextul asocierii noastre la programele europene, în contextul, dacă doriți, perspectivei de integrare europeană a țării noastre. Deci, referitor la a doua întrebare, ceea ce ține de doctor habilitați. Stimați colegi, s-a propus pentru cei care aspiră la titlul de academician, doi doctori și un doctor habilitat. Luând în considerare că pregătirea unui doctor habilitat, de fapt, înseamnă, deci demonstrează că se construiește o școală științifică serioasă. Dar, dacă dumneavoastră considerați că e mai ușor de promovat un doctor habilitat decât un doctor, deci noi suntem de acord să schimbăm acolo pentru trei doctori. Deci, pentru că, oricum, persoana va avea 3-4-5 ani. Și el în 3-4-5 ani să pregătească 3 doctori, tot este o problemă în condițiile noastre. Și în context vreau să vă atrag atenția, a fost propunerea, poate să micșorăm numărul și la cei care aspiră la titlul de membru corespondent.
Și aici s-ar putea de micșora, de exemplu, de la 5 la 4, iarăși luând în considerare că numărul de studenți scade. Domnul Lacăncean Bilostecnic, chiar recent am avut o discuție și mi-a spus cum scade la toate universitățile numărul de studenți. Numărul celor care vor să vină în doctorantură scade. Deci nu depinde numai de cercetători științifici, că unii doresc și caută tineri să-i pregătească prin doctorantură, dar ei nu sunt pur și simplu. Și de ce? Poate aici ar fi cazul 4 pentru membrii corespondenți, 3 pentru academicieni și 7 în total. Nu, domnilor, hai, nu căutați, domnul Cancean, nu, hai să nu căutăm noi aici, să stricăm chiar toate, un moment, așteptați, un moment. Termin, domnul Cancean, da. Termin. Domnul Cancean, așteptați, o secundă. Referitor la deci, de unul singur. Deci, conform regulilor, regulamentului CNA, deci, este un conducător. Al doilea, dacă este consultant. Și noi când solicităm, desigur că el să... Doamnă Cancean, o secundă, eu pur și simplu aici un comentariu. Vreau să vă spun prima, în ceea ce privește pregătirea la doctor habilitat, domnul Cancean Cimpoiesc. Poate dumneavoastră să aveți, nu că poate, aveți dreptate în unele cazuri că un doctor habilitat, el singur, îl consulți, el lucrează pentru că el are experiență, el de acum e cercetător format. Și poate aici să fie, într-adevăr, mai simplu din punctul de vedere a conducerii. Dar dumneavoastră știți că astăzi, conform regulilor care de acum le promovează Ministerul Educației, se dă vreo 3, 4, 5 ajutorul conducătorului, consultant. Sunt așa de multe dădace pentru un doctor în știință, că de acum știi cine e conducătorul adevărat la el. Și eu, de ce? Din punctul ăsta de vedere, noi putem să discutăm, să polemizăm, pentru că situația nu este chiar așa cum de la caz la caz se schimbă. Doamna Cancean Cipoș, de vreo spun altceva. Pe noi lucrul ăsta ne interesează din alte considerente. Nu pe vrea, sau foarte puțin doresc să devii doctor habilitat. Noi avem foarte puțin doctor habilitat. Continuă în 25 de ani se pune problema ca să scoatem gradul 2, țările europene includ gradul 2 care nu l-au avut. De ce? Pentru că acest grad sau acest titlu, cum se numește acum la noi în cod, acesta mobilizează persoana care produce cunoștințe suplimentare pentru că pe dânsul mobilizează condițiile. Și noi îl impunem sau îl stimulăm, mai bine zis, pe dânsul ca să facă. De aceea credem că 1 la 2 este bine că un membru academic care vine și dacă el pregătește un doctor habilitat, înseamnă că la un nivel mai înalt el își promovează ideile și știința lui. Deci eu cred că noi lucrul ăsta trebuie să lăsăm și vă rog ca dumneavoastră să acceptați. A doua chestiune legat de limbi. Doamna Cancean Tigrianu aici a explicat. Noi ne-am gândit și încă data trecută, dacă țineți minte, am avut discuții. Amoi am găsit o formulă. Și eu cred că formula aceasta, ea este numai pentru membrii corespondenți. Noi nu o să facem așa cum a făcut cândva, s-au creat conflictul ăsta transnistrean în toată lumea. Astăzi, nici acei care s-au născut 25 de ani în urmă, mulți vot 40-50% nu știu limba pentru că nu s-a pus bazele. Noi vrem ca membru corespondent care se pregătește să devină membru corespondent, ca el să țină cont de aceasta. Limba rusă a vorbit. Limba rusă, noi o cunoaștem și este foarte importantă pentru că noi avem, cu limba rusă avem acces în spațiul rusesc. Spațiul rusesc astăzi nu este numai Rusia. Azi este tot post-sovietic și vreau să vă spun, și Turcia a devenit spațiul rusesc și acolo se vorbește de acum limba rusă și așa mai departe. Noi cunoaștem și salutăm. A doua limbă de circulație internațională dintre cele 8 poate să fie oricare. Noi nu, deși am dorit că dacă știi limba engleză, ai acces la spațiul de cercetare englez. Asta, în primul rând, este Europa, Statele Unite, acolo unde se face cercetare, Australia unde se face cercetare. Dar ca să nu legăm noi chestia aceasta, pentru că la noi se învață și sunt care știu foarte bine limba franceză, limba spaniolă, limba germană, noi considerăm că un membru Academiei, un intelectual, membru Academiei, dacă o să cunoască două limbi, noi numai o să ne bucurăm și el singur o să spui, uite, domnule, când o să iasă, mie mi se pare că noi aici nu îi facem, dar el pe propriul răspundere spune că da, eu știu rusa, o știi, majoritatea, a doua limbă, franceză,
sau engleză sau spaniolă. Eu propun ca noi să lăsăm. Astea sunt criterii care, știți dumneavoastră, care ne fac o imagine bună în societate. Că noi nu pe fiecare, cum aici, deci am încercat noi să vedem, să nu fie fiecare membru Academiei, dar să vină membru Academiei persoane care au niște criterii și niște aptitudini de intelectual. Da, doamna Cancea Moscalenco. Doamna Cancea Moscalenco și terminăm. Eu vreau să spun că criterii cantitative nu trebuie introdus. Principalul, după părerea mea, că aceia care pretind la fi, de a fi aleși să aibă așa rezultate și concepții sau, vreau zic, aport, performanță, care ar rămâne pentru generațiile viitoare, care ar fi atât de prețioase pe baza cărora vor fi dezvoltate mai departe, vreau să direcție, va deveni o direcție nouă în știință, în direcția dată. Și dacă într-adevăr așa rezultate vor fi, atunci are dumneavoastră în momentul de față tineret sau n-are, aceste rezultate vor crește și vor dezvolta. Am vrut că și la membrii corespondenți 70 de ani. Nu numai pentru Academia noastră, dar pentru asta și în general. Așa că mi se pare că principalul e acest moment activitatea pretendenților. Într-adevăr, sunt cazuri când, practic, omul satisface diferitor criterii de cantitate, dar știința dumneavoastră treptă se poate busca, se poate epuiza. Și în cazul acesta iese că promisiunile care au fost făcute nu s-au îndeplinit. Deci, și mi se pare că pentru a determina într-adevăr, valoarea concepțiilor, valoarea rezultatelor care se prezintă, aici e foarte important și o expertiză internațională și, vreau zic, opinia publică care, într-adevăr, se poate colege din publicații, din revisiile internaționale. Rezultatele acestea punătoare sau performanțe care rămâne generațiilor viitoare. El pot apărea nu numai spun la vârstă de 65 de ani sau 70, și aici mi se pare că noi punem într-o situație echivalentă pentru alte persoane care pe urmă credeam da, și aici trebuie să fie eligibilitate, trebuie tot introdus în loc de acolo. Da. Eu cred că practica alegerilor care au fost în Academie, noi vedem că sunt doctori habilitați, doctori care au pregătit mulți alți doctori care au școală științifică, cum, de exemplu, la domnul profesor Cămiș Cădjin, la doamna Maria Palestran, la domnul Anatolie Casian, au școli științifice, însă dumneavoastră au rămas în afara Academiei. Asta înseamnă că în Academia noastră sunt unele deficiențe în alegeri. Și eu cred că deficiențele acestea, în mare măsură, sunt legate cu criterii de cantitate. Principală calitate. Și eu cred că aici trebuie să punem accentul, să obținem, într-adevăr, avizii din străinătate, din la un număr larg de personalități care activează în domeniul, da? Și numai în felul acesta noi am fi garantați că, într-adevăr, alegem ceva cu mare perspectivă. Principalul perspectivă, principalul vreau să crească, principalul că Academia vreau să fie aduce vreau să apreciată prin aceste rezultate. Domn președinte, eu mai am propuneri de la câteva secții și vreau să vă atrag atenția că, de fapt, ele sunt focalizate spre aceeași idee. Eu citesc propunerea care vine de la secția Știință, Umanist și Arte.
la alegerea membrilor corespondenți și titulari ai Academiei Științe a Moldovei să se ia în considerare preponderent meritele științifice de mare valoare teoretică și aplicativă și doar suplimentar la criteriul expus, numărul de doctoranzi, etc., etc. Și eu cred că la secții și anume la secții trebuie de evaluat valoarea științifică a lucrărilor și contribuția candidaților la dezvoltarea științei. Și atunci totul va fi ok. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc, domnilor. Da. Gata. Am spus că am încheiat numai propuneri, dacă aveți. Dacă nu, vă rog, discuțiile s-au terminat. Aveți propuneri concrete, vă dau cuvântul. Dacă nu, trecem la votare. Eu susțin ce-o fost, dar vreau o replică. Mulțumesc, colegi, toți vreau zic că noi vrem ca să fie mai multe aprecieri din partea diferitor străini. Dar vreau să aduc o pildă. Eu când am concurat la academician, am avut cele mai multe susțineri din străinătate. 13 membri a Academiei Mari, Rusiei și Academiei de Medicină. Și încă o persoană s-a votat contra mea, mă prăvăleați. Iacă acum vreau să zic că noi apreciem oamenii de știință. Adică nu întotdeauna cei ce apreciază și într-adevăr străinii obiectiv apreciază. Dar la noi aici trebuie să recunoaștem. Suntem așa. Domnul Cancian, la replica dumneavoastră un coment, un comentariu. Eu vreau să vă spun că, cum a spus domnul Cancian, Popovici, Mihail Popovici, într-adevăr, noi alegem. Responsabilitatea este a noastră. Noi nu avem pe cine ne plânge. Nici pe guvernanți, nici pe politicieni, nici pe societate, nici pe nimeni. Noi alegem. De aceea noi trebuie să avem niște cerințe față de cel care va fi ales, serioasă, și fiecare dintre noi când votează secret, că nu știe nimeni cum ai votat, nu, câteodată domnul mai fac unii calcule, prognoze. Trebuie foarte bine să gândească, pentru că dacă noi n-o să alegem performanță, să știți că noi prin aceasta ne semnăm o sentință pentru noi și pentru toți, pentru fiecare și pentru toți. De aceea, încă o dată, nu-i pentru cantitate și numărul de membri Academiei noi o să ne luptăm, dar pentru calitatea fiecărui. Și noi poate de zeci de ori o să discutăm, poate de zeci de ori o să-l ascultăm, dar decizia trebuie să fie primită de fiecare. Și ca să nu se spui după aceea că ea duc acolo, înțelege, eu promovat, că cea l-a promovat, că Tighineanu, că Furdui, că nu știu cine, că nu, domnilor. Noi fiecare răspund din parte. Și cum o să alegem, așa o să avem. Domnul membru... Domnul... Stați puțin, că este domnul Gea. Da, foarte. Cu Iștein, încă o secundă. Stimați colegi, dați-mi voie să revin la propunerea domnului academician Popovici. La a doua propunere nu a fost niciun comentariu referitor la anularea vârstei pentru cei care pretind la titlul de academician. Mulțumesc. Nu putem să discutăm această propunere pentru că ea contravine legii. Dar la noi, regulamentul nostru este ca act normativ cu mult mai mic și de ce el nu poate fi încadrat aici. Stimați colegi, deci uitați, avem câteva momente ca noi să le clarificăm și pe urmă să votăm. Deci legat, prima, de limbi. Eu cred că noi ne-am înțeles. Membru corespondent trebuie să cunoască două limbi. Pe propria răspundere. Limba română. Nu, acolo nu se spune limba nativă, el trebuie să o cunoască, dar limba română, limba de stat, nu. Acolo se spune limba de circulație internațională, dar română nu este de circulație internațională. Română este de circulație europeană. Ce? Dar rușii care nu cunosc româna, nu, domnilor, nici nu poate să fie... Nici nu poate să punem în discuții că cineva care va veni să devii membru Academiei să nu prezinte în limba română, domnilor. Hai să fim oameni așa, pur și simplu, și serioși, și corecți, și să nu facem din aceasta politică.
Fiecare care va fi să prezinte n-are decât să învețe limba română dacă nu o știe și să vie cu einsteinismul lui sau cu tot al lui, dar știe limba română. Va fi din punctul ăsta de vedere, din partea noastră, chiar eu cred că necorect, pentru că în 94 s-a votat deci limba vorbită pe teritoriul Republicii Moldova, dar acum noi discutăm altceva. Bine. Sau mai bine zis... Cine? Engleza? Noi principal să nu dispară limba română în circulația din Republica Moldova. Dar cu engleza ei s-au clarificat singur. Da, absolut. Și română, și limba română, nu, eu am vedere că pe teritoriul Republicii Moldova să nu dispară. Nu, nu. Da. Nu, nu nicio problemă. Numai această problemă să o avem noi la Academie de Știință. Aici nu ne-am înțeles. Acum cu vârsta. Nu, avem câteva momente. Restul eu am văzut Imperiul că... Imperiul Roman a dispărut, dar Latina nu dispărută. Latina a dispărut că nu vorbește nimeni. Numai ce... Așa, bine. A doua chestiune legată de vârstă. Au apărut aici... Unii că la 70 de ani, alții că se scoate. Deci cu 70 noi nu putem să scoatem. Cu 65 alții spun că mai mică vârsta să fie. Eu propun că, domnilor Acanceni, eu propun ca noi totuși să acceptăm 65 de ani, să-i dăm și scriem acolo că de regulă 65 de ani trebuie să fie. Și noi să... Nu, dacă va apărea vreun wunderkind la 68 de ani, domnul Acanician Furdu, eu cred că noi o să-l acceptăm. Dacă vom wunderkind să apară. Da, da. Dacă devine cineva laureat a premiului Nobel la 69, îl alegem. Da. Deci noi ne-am învățat să încălcăm toate legile și Constituția, dar dacă scrim de regulă, îmi spun colegii juriști, înseamnă că noi mai bine să nu scrim. Da. Lăsăm așa. Alte care au mai fost propuneri, domnul Acanician Roșca a avut sau tot în jurul acestei chestiuni. Da. Cu numărul, ce atunci, acum... Da? Se propune așa. Deoarece noi am primit avizele pozitive a secțiilor, am discutat cu dumneavoastră momentele așa mai discutabile sau mai așa. Așa, noi propunem să votăm în întregime. Domnul Cărcean Cancer întreabă totul. Da, domn președinte, da. Totuși cu numărul de discipoli. Eu vreau să amintesc 3. La profesor universitar, conform cerințelor, îți doi. Poate că ar fi, eu susțin părerea domnului Pighineanu, că sunt 4. Nu, eu propun ca noi să nu micșorăm cerințele, pentru că o să avem probleme cu societatea. Noi lăsăm 5 la membru corespondent și micșorăm la membru titular. Le dăm posibilitate. 3. Nu, și pe diferite domenii e foarte diferit. De exemplu, eu îl susțin aici pe domnul Academician Cempoiesc, la agrare. Vine câte o teză... Înseamnă că dacă vreți să vii membru Academiei, trebuie să iei teză, să lucreze, să pregătească. 5-3. Eu altceva, de exemplu, aș scoate aici, l-aș susține aici și pe domnul, așa, particular, dar mai bine zis, l-aș susține pe domnul Canician Cimpoieș și poate aici și domnul Canician Cancer, ca totuși la membru titular, acei 3, unii noi scrim 2 și 1, să nu scrim 2 și 1, să lăsăm 3, dar acolo să adăugăm că ar putea, sau acolo să spunem că de regulă 1 poate să fie. Nu, nu. 3, dar în condiții egale, acel care va pregăti și un doctor habilitat va avea prioritate. În condiții egale. Iată, poate așa, la examinare, iată, poate așa, să fie 3, dar cel care să aibă doctor habilitat o să aibă prioritate. Nu, prioritate. Acum, stimați colegi, eu cred că noi o să începem cu secțiile și cu Consiliul Suprem și cu dumneavoastră, o să discutăm următoarea etapă. Special n-am discutat-o, că foarte multă lume telefona, vine, mă întreba. Am spus că noi nu discutăm acum problema pe cine, ce locuri și înaintări. Noi întâi să discutăm ca să nu fie conflict de interese, fiecare să aibă interes. Acum noi discutăm regulamentul. După ce l-am discutat, facem cunoștință, îl publicăm și începem următoarea etapă să ne determinăm câte locuri, dar să vă spun deodată, ca dumneavoastră să știți, noi suntem 81, da? Noi am propus în modificarea Codului Științei și Inovării
se insistă foarte tare, mai ales de Parlament, ca să avem limite, așa cum au aproape toate academiile. De exemplu, Academia Română are 181. Ea are limite și la membrii de onoare, și la membrii de onoare pentru Moldova, tot este, acolo merge specific. De ce? Noi tot avem limite. Da, mi se pare că, Igor, noi n-avem. Avem limite doar la membrii care primesc indemnizații, membrii titulari și membrii corespondenți. Nu, eu zic în felul următor. Noi avem, noi o să pledăm și noi de atâta și organizăm practic aceste alegeri acum, că spunem, hai să facem întâi modificare, de-am de 2 ani zile să facem modificare codului științei inovării. Noi vrem totuși să batem în cui 91. Pentru că 91 pentru Republica Moldova este bine. Noi o să avem și partea de senior și partea deci mai lucrativă și mai tânără, nu mai lucrativă, dar cu vârstele. Și eu cred că la 90 lucrul ăsta este normal. De aceea tot ce e posibil că noi o să propunem membrii corespondenți nu mai mult de ceea ce noi am deci am preconizat la modificarea codului. Să știți lucrul ăsta ca să se egalează. În deopsi, dacă noi au să fie și mai mulți, o să egalează. Noi am calculat. De aceea o să facem tot ce e posibil ca dumneavoastră să participați foarte activ și să alegem numai cei care merită. Să nu îi alegem pe cei care nu merită și după aceea să-i discutați că iată am greșit. Greșeala unui academician care votează pentru un nou membru Academiei este fatală dacă nu este deci, legată de performanță. Pe urmă, problemele avem noi. Pentru că societatea începe a discuta prin mass media, de cine este și așa mai departe. Deci noi de lucrul ăsta trebuie să ținem cont. Eu vă mulțumesc pentru participare, domnul... Doar un moment. Deci, domnul membru corespondent Zota a propus ca să includem în regulament membrii de onoare a Academiei de Științe trebuie să fie și cetățeni străini, fiindcă nu este în regulament, dar noi alegem doar cetățeni. Dar în lege este. Dar noi putem. În lege este că cetățeni dar includem străini. Și în regulament. Dar includem și în regulament. Bine, ne-am înțeles. Vă mulțumesc, la revedere. O zi bună și succes.